Bună ziua, sunt doctorul Alexandru Rafila și aș dori să arăt tuturor părinților, dar și cadrelor didactice și personalului nedidactic din școli, cum se realizează un test rapid pentru detectarea infecției COVID-19 din salivă. Astăzi vă prezint testul NewGen Bioengineering, care va fi distribuit într-o bună parte a școlilor din România pentru testarea periodică a elevilor. Primele testări în școlile făgărășene se vor realiza de săptămâna viitoare. Deși s-a anunțat că primele testări ale elevilor în școli vor începe astăzi, în zona Făgărașului această procedură va demara cel mai probabil săptămâna viitoare. Asta pentru că doar în această dimineață reprezentanții instituțiilor de învățământ din Făgăraș și țara Făgărașului au mers să ridice cutiile cu teste de la Inspectoratul Școlar Județean Brașov. Peste 14.000 de teste care vor fi efectuate din proba de salivă au ajuns astăzi în instituțiile școlare din municipiul Făgăraș. Tot astăzi s-a stabilit în majoritatea unităților de învățământ dacă aceste teste se vor efectua acasă sau la școală și urmează ca în perioada următoare părinții să fie anunțați de decizia aleasă. N-a început încă astăzi tot Făgărașul, zic asta pentru că am văzut programarea, tot Făgărașul e programat astăzi la 10 să deschide. Clar, noi să începem săptămâna viitoare, că e în prima și a patra zi. La noi, la școală, s-a decis cadrul Consiliului Profesoral și ulterior de administrație ca testarea să fie făcută de către părinți acasă. Asta pentru că nu avem fizic posibilitatea să facem noi școală. Și atunci vom împărți testele către elevi și vom verifica faptul că fiecare a făcut testarea și rezultatul e negativ sau dacă e cazul, doamne ferește, pozitiv. Astăzi, la ora 10, avem programare. După aceea urmează un consiliu de administrație ca să decidem unde se efectuează testarea acasă sau la școală. Deja de mâine, la cel mai sigur de luni, intrăm pe această structură. Între timp, majoritatea părinților au primit diverse filmulețe prin care este explicată procedura corectă prin care se fac testele de salivă. Mulțumesc, Rareș, încă o dată. Putem începe. Deci avem aici pliculețul pentru salivă, avem toate componentele unui test și să vedem cât de complicat sau cât de simplu este să fie administrat. Dacă poți să-ți dai jos masca. Mulțumesc. Cu această pipetă voi încerca să extrag o cantitate suficientă. Desigilez acest test. Se închide. Se amestecă. Încerc să reproduc procedura prezentată de către Ministrul Sănătății, domnul profesor Alexandru Rafila. După care voi pune 3 picături, așa cum ne-a arătat profesorul Rafila. Și așteptăm un timp conform cu cel precizat în instrucțiune. Avem acest test, așteptăm rezultatul. De la minister, prin inspectorat, s-au primit niște tutoriale pe care noi le-am pus pe grupurile profesorilor și ele au fost distribuite pe grupurile de părinți și vom face și să vedem dacă putem încărca și pe site-ul școlii. Deocamdată nu se cunoaște exact nici procedura de verificare a testelor. Directorii școlilor făgărășene susțin că au câteva variante. La asta ne gândeam ce modalitate avem ca dimineața, din momentul în care părintele a făcut testul, până în ora 8 să verificăm testul. Acum ei pot veni cu el, încă n-am, încercăm acum să identificăm modalitatea de comunicare. Mă gândesc că poate și pentru clasele mai mari fac testul data astfel, poză cu WhatsApp și trimisă poza pe grupul clasei. Acum sunt undeva la 2000 și ceva de teste. Deci cred, am în vedere că avem 1000 de elevi, 1000 și ceva de elevi, deci sunt pentru săptămâna viitoare, două teste la fiecare elev.
Următoarele transporturi vor ajunge în țară în prima parte a lunii decembrie. Testele au fost livrate, dezansamblate și angajații școlilor trebuie să le asambleze pentru a fi folosite de elevi.